Salut! Noi suntem Cocolix și bine v-am regăsit la un episod în care, poveste. În care vom fi copii și adoptați că suntem mici. Hai și tu. Cât de mici suntem? Cât de mici suntem? Suntem aici și suntem doar 3 copii. Avem nevoie de 12 să fim. Dau aici cancel? De 6 avem nevoie. Nu, că ce să zic cancel? De 6? De 6. Între 6 și 12 copii ca să puteți să fiți adoptați. Da. Asta e. A plecat cineva. Hai, mă, vă adoptați-ne. Așa, a venit cineva. 3. Yay! Avem, uite, dacă vine și fata asta, gata, o să fim adoptați. A venit o blondină. O să mai vină o blondină, o să fim cei mai adoptați oameni, o să vedeți voi. Uite că mai vine o roșcățică. Haide, roșcățico. 4 oameni. Hai, mă, că acum ce facem? Uite, mai vine o 5. O să fim adoptați. Haide, roșcățico. Stai că o să vină și o să fim adoptați. Stai să vezi, o să fim cei mai adoptați. A venit 5, suntem 5 deja. Trebuie 6, cei mai adoptați oameni. Haide, că vine și ce se întâmplă aici, frate? Am pornit un mesaj. Vine aici cineva, ia uite, gata, a venit, suntem. Gata, 6, gata. Yay! Mai veniți, că aveți 16 secunde. Păi nu mai trebuie, oricum suntem 6, eu zic că suntem despre lasă-mă. După aia competiție. Și după aia nu ne mai ia pe noi. Se pune la muncă, mami, suntem stai pe ăilalți, nu pe mine, știi? Mami, se pune pe ăilalți la muncă, nu pe mine. 7 din 12, mai vine cineva, 8. Ok, gata, 8 e prea mult, gata, eu vreau să uite prea mult aici, băieți, vreau să fiu favorito. După aia nu mai primim la fel de multă se dragoste de la părinți. Vreți să fii fața baby girl. Tu ce? Vrei tu să fii baby girl? Ce? Nu, vreau să fii boy. Vrei să fii baby boy? Asta este mama. Riley. Rilea cheamă. Ok. Are pistrui. Dar ce mare, frate. Da. Ce matahală. Hai de capul meu. Bun, eu sunt mama matahală. Bună copii, eu sunt mama matahală. Și sunt nouul vostru... Bona? Asta e Bona? Da. Încă n-avem mama. Auzi, dar noi suntem normal și mama e cât dulapul. Bă, ce scări faine. Vreau și una ca să te vină, nu să vezi pe asta ce înalte astea subțiri, că vină repede să o vezi. O văd. Cu sora noastră, vină să vezi. Și cum stă, ca un model. Cristina, de cam superbă. De ce n-ai caracterul așa? Fă-ți și tu, că uite ce subțiri. Cum poți să fac și eu așa de subțiri? Scrieți în comentarii cum poate să fie Cristina așa de finuță. Și să stau așa, da. Gen, ca un model. Scrieți în comentarii de Kelly. Stai, puțin. Lasă-mi să fac de la mine. Ce vrei să-mi faci? Cumva poți să dai, cum o cheamă, Kelly Pop? Și poți să dai examen avatar. Gata. Deci, hai să luăm ursulețul ăsta. Ia uite, Felix, avem și acvariu. Te-a cucerit. Vrei să fii adoptat de aici ca acvariu? Uite, am găsit ce are ea. Ai găsit? Da. E că îi fac o poză. Îi fac și pe uite, Cristina aici. Aici trebuie să găsim ursuleț. Găsim ursuleț? Da, gata, la noua și pe asta sunt 6 din 10. Găsiți voi ursuleț, că fac poză. Uite aici, am mai găsit încă un ursuleț. Deci vrei să te fac în fata asta? Aș vrea, dar nu știu sincer dacă ajută, că s-ar putea la unele obiuri să trebuiască să fii mic, știi? Nu așa de înaltă, așa de stilată doar. Da, vreau stilată să fiu. Stilată. Am găsit 9 din 10 ursuleți. Unde credeți că este al 10-lea? Deci, cocolișor, mi-ar plăcea și la noi, în seria noastră de castelul abonaților, să avem așa niște scări curcubeu. Dar nu există scări curcubeu în House Slipper, mă, să fim serios. Nu știu dacă există. Ce vreau să-mi ziceți aici? Dacă vreți și dacă v-ar plăcea. Ah. Deci s-au găsit toți ursuleții până la urmă. Asta este bucătăria. Este un fel de open space, dar nu chiar open space. Da. Dar tot vine miros, așa că nu-i văd. Mama. Și aici este camera noastră de joacă, ia uitați. Cu ce ne jucăm? Păi, ce chestia aia? Safe? Câți bani am acolo? Bă, cred că e un safe. Ce să mâncăm, pizza sau burger? Pizza! Tu votează ce vrei, dar votează pizza. Pizza? Adică ai mâncat un burger așa, pâine cu ceva în milo sau... Să vezi așa întinsă și o iei așa în mână și mai o felie. Burger e doar unul, pizza sunt multe felii. Vrei un singur lucru sau mai multe? Cristina, e logică. Bine, am votat pizza. Plus că burger îngrașă, pizza slăbește. Nu, pizza te menține fain. Da, să știi că cu pizza te menții, dar cu burgerii te îngrași. Am pățit eu un sarcină. Da. Eram însărcinată că l-am mâncat și eu un burger, așa, în fiecare zi timp de o săptămână. Pusești un kil. Un kilogram pe zi. După aia mi-a zis că, ba, gata cu burgerii ăștia. După cum stai, crede că dacă are stil, stă în ghiuvetă. Știu, deci e atât de lungan încât nu încape. Mamă, dar ce mare e mama, să mă sperie. Stai, lăsați-mi și mie o felie. Cristina, dă-mi-o toată mie. Gata. Așa. Asta, că am stat și eu în ghiuvetă, că altfel nu pot să mănânc pizza. Mâncăm. Mâncă. Hai să ne ducem în playroom ca să putem să începem. Hai să mâncăm. Hai, Cristina, să stăm pe canapea să mâncăm. Eu stau pe tobogan și mânc. Unde dar nu poți să aici playroom, haide. Mamă, ce mare e mama. Ea este Bona noastră. A, Bona? Miam, miam. E și mai mare. Bona asta, în loc să ne gătească ea sănătos cu avocado și cu rucola, Cristina, ne dă comandă de pizza. Cristina, vino aici pe asta, vino pe stare de pe tobogan. Jucăm tălfurii slava. Mi-a zis că n-avem voie să atingem pe jos. Asta e că asta face lava, pe bune, stai să vezi. Hai de mine. Go. Bă, fata aia. Oh, tălfurii slava, hai pe astea, hai. Haide. Ok, trebuie repede să ne punem, că dacă nu o să ne prindă. Bă, dar e șmecherie joc, adică chiar e joc fain.
Doamne, dar ce elegant este acea fetiță. Știu, te eleganțești imediat. Oh, chiar e lavă! Da. Gata, și... mi-am pierdut trei frați. Competiția s-a dus. Da, ai aici? Dar aș putea să mă duc pe capul ei? Aici să nu riști, că dacă se mișcă ceva, pierzi, după aceea te poți plătești, după aceea... S-ar putea să facă intenționat. Da. Lava asta este roz. Asta e mai fain, îmi place de ea. Nu poți să mergi pe capul ei, Cristina, am încercat. Nu poți. Uite, stai puțin, mi se pare mie sau... Am cum stau asta. Sau rămân din ce în ce mai puține cuburi. Așa este. Și nu știu unde apar. Da. Oh, trebuie să fiu aici, uite aici. Două secunde am avut. Deci timpul este mai scurt și trebuie să duci la cel mai aproape cub. Ok. Pasă. Uite, e singurul. Ultimul. Bă, nu, dar bona asta este cam masochistă. Da, eu nu știu, n-am credere în bona asta. Pe ea nu atinge lava, deci e bona din aia care nu atinge lava. Să știi, are pile la lavă. Auzi, cât mai jucăm? Ok, stai, că e bine. Important e să câștigi. Da, am impresia că îi vor să pierdem din cupul. Ea vrea să ne obosească, ca să facem nani buni, știți că așa fac bonele astea. Bravo! Treabă bună! Bă, dar am pierdut trei frați. Ce distractiv a fost! Dar nu poți să te sui pe capul ei, ha? Nu, că ea este ușoară. Puteți să ne mai jucăm încă o dată? Te rog! Mâine. Bine, și până atunci ce facem? Nani, presupun. Haide! Da, nani, cum ai stoi nani, cu nani, vezi? Deci v-am zis, eu a vrut doar să ne obosească. Fetele în patul roz. Chestia este că nu știu de ce avem o bâtă, sigur o să se întâmple ceva. Du-te în patul roz, Cristina, alegi patul roz, pe-ți fata. Uite, mă duc aici, pe deasupra aici. Da, sigur, deasupra aici. Stai, mă duc pe chestia asta. Bă, mă lași pe mine deasupra, nu. Nu mă lasă deasupra, știi ce? Ăsta e patul meu, lângă ușă. Gata, nu, în caz de ceva se întâmplă să ies repede pe ușă. Chestia este că... Uite, e lungană și de cu capul, vezi? Ea nu se doarmă comod, știi? Și vreau să se ceartă cu aia, că fiecare vrea sta în patul ăla. Eu am venit aici și mă sortez. Asta e camera mea roz. Bă, dar ce bine îmi stă de când am părul ăsta așa de cute. Noapte bună! Asalu, ne citești nouă poveste, ceva? Nu, că stă pe telefon. Stai puțin. Ați auzit un zgomot? Nu. Uite ce avem lava lamp. Na, scoate bâta, Cristina. Mă pregătesc cu bâta. Nu știu ce se întâmplă, dar trebuie să am aici o bâtă lângă mine. Ce a fost asta? Că am auzit și o zgomotul ăsta. Ce a fost asta? Relay? Uite ce avem. Avem chipsuri, frate, l-ai văzut? Avem. Cine a venit aici? Monstrul ăsta care apare în toate store-urile, ați observat? E gratis. El e dușmanul Roblox-urilor. Nu trebuie să-l desenezi și e gratis. Hai să ne cățărăm patul de sus pe ceva. Nu! Aici sunt la chipsuri la mine. Nu poți să mă urc patul de sus. Vrea și el să mănânce chipsuri. Bă, frate, m-a atins puțin și am 70% viață. Nu lăsa să te atingă. Nu lăsa. Păi, dar de ce lăsa, Cristina? Păi m-am dus la punga de chipsuri și au venit și el. Unde nis frații? Auzi, dacă mă duc în pat la fete roz, nu se... Uite aici, vin după mine, Cristina, aici, ne-am spus. Și dacă pățesc ceva aici? Dar nu se sacrifică fata lungana. Crezi tu? Da, i-am credere. A, uite-o, e aici lângă noi. Bă, nu se sacrifică, ce faci acolo? E aici lângă noi. Bă, fricoasă! Uite-o, e fix după mine. E cât se poate de în colț. Oh, nu, fugi, Cristina, fugi. A venit și monstru acolo? Da. Bă, ne-am s-a blocat găsit acolo. L-am blocat pe monstru. Gata, e blocat. Uite, și eu stau aici. Lasă-l ca să fie blocat. Bă, ce fraier ai. Ce fraier poate să fie un monstru? Dar nu te du lângă el că poate se deblochează. Lasă-l acolo să sufere. Știu. Uite, uite bă, cum se ascunde lungana asta. Eu între timp pot să mă duc să mănânc niște chipsuri? Ce? Lasă-mi bă și mie. Clasic. Ce este gălăgia asta? Au venit Riley repede. Înapoi în pace. Păi da, dar e un monstru în camera noastră, nu putem să mergem. Și unde vin monstrii ăștia? Și ne bucurăm că ai venit aici. Mama, asta e mai mare decât monstrul. Ia un gândăcere monstru, e matahală, fata. Poate prietenul ei. Așa mic? Nu ești poate pe mărimea ei? Serios? Asta e scuza voastră, mă deranjați? Eu am urcat scările de jos încât puteam sta pe telefon? Deci nu ne crede. Nu ne crede, Cristina. Dar nu avem telefon să pozăm și noi să filmăm, că numai în era asta poți să pozezi și filmezi tot ce vrei. Nu ne crede că suntem aici. Da. Un monstru în casă. Înapoi la nani. Hai să mergem înapoi la nani. Ce chestia asta? Dar ne lași să ne ducem înapoi. Ok. Gata, a plecat și acum suntem numai noi cu bâta. Oare ne descurcăm? Bă, fata, pleacă în patul tău roz. Trebuie neapărat să ne băgăm în pat. Pleacă-mă în patul tău roz. Așa. Uite și tu, nu vrea să pleci. Am dat o bătă. Gata, m-a dormit din picioare. Așa. Și acum m-am trezit. E micul de dejun. Și ce credeți mi-e foame și o sar. Da, uite că toată lumea sare, nu merge nimeni civilizat. În bucătărie. Oi, de mine, ne cățărăm pe aici așa. Ce direct avem? La mâncare. Pizza, prăjiturele de seară. Cred că ne dă un măr. Prăjiturele, uite prăjiturele aici. Aici-s? Da, sunt bune. Ah.
Și salată. Salată cu prăjituri. S-a pus pregătit. S-a pus pregătit, fata. Nu prea le știe. Nu prea le știe. Nu știu ce e chestia asta. Dar poate merge, cine știe, n-am încercat niciodată salată cu prăjituri. Da, dar numai că merge bine. Dar ar fi amuzant, nu? Să mănânci pe partea asta o amandină și pe altă o salată. Ce ați vrea să mâncați? Waffles sau pancakes? Pancakes. Hai să mâncăm pancakes. Am mâncat waffles foarte mult. 3 ani, la rând, în fiecare zi. Deci foarte, nu, cam un an am mâncat, cred că zilnic. Da, am mâncat oricum și după mai continuat an de zile. Pancakes, pancakes, pancakes. Am votat și eu, gata, n-are șansă. Felix, sunt foarte bune pancakes-urile. De ce nu faci? Că am făcut odată lume și... Apropo, știi cum erau? Crudarse. Crudități. Crude și negre. Arse și crude. Oh, ce fain, ia uite-te. Mamă, Cristina. Mânc Doamne, ferește-mă, Cristina. Dar de trei ce deodată le mănânc. Cristina, știi ce face? Gătește ars, crud, ca să gătesc eu bun după, să fac eu. Dar n-ai făcut waffles. Știi ce am făcut? Am luat un premix dintr-ala de la Kaufland, când făcea cu ochiul. Mm-hmm. Și doar l-am pus ăla și nu era făcut bun. Nici măcar asta nu știu să facă. Eurile nu știu să le plăjească bine. Păi eu merg pe crudități. Head to the playroom. Hai să ne ducem aici, că ne pune la joacă. V-ați ascunselea? Că de asta mută dulapul când tu mă... Băi, eu mă duceam sus, m-a dus cu forță aici. Hai să ne ascundem. Hai să vedem. Unde ar trebui să ne ascundem? Ca să nu ne vadă. În ea. Uite-te, nu ne vede. Cred că m-am ascuns bine? Ce comic că ești cu zilea că... Să ascunse, nu mă vezi! Zice să ne ascundem sus. Ok, sus de tot. Ce drăguțe sunt canapelele. Basement? N-am mers până acum în basement. În basemente? Da. Și unde e basementul? Aici, sub scări. Ai. Hai că ne ducem imediat. Dar n-am cheie. Ai tu cheie de la basement? Bă, uite o cheie. Ia-o repede, ne trebuie cheia. Da, dar nu mă lasă să o ia deocamdată. Tu uite-te. Wow, am găsit o cheie pe jos. Ce coincidență, cheia ca părul meu, roză. Hai, da, ce drăguță sunt. Și în gentuță acolo am sticle cu apă, tot ce-mi trebuie. Ruj, hai să... Ruj, bineînțeles. Ce face Cristina, își pune rujul în poșetă și Carolina se uită de la el și l-aruncă. Fără machiaj. Mami, nu-i bună nuanța asta, trebuie altă nuanță. Deschizi? Dă-te la asta. Păi n-am cheia. La gaură cheie. N-ai luat-o? Nu, n-am putut să o iau. Ne-ai dat click pe ea după ce ți-au zis că da? Păi, nu. Mi s-a părut că n-am mai văzut-o. Lasă că dai click pe ea. Hai să vedem dacă mai este pe acolo. Deci mie mi s-a părut că n-am mai văzut-o. Da, nu-i. Uite, da, trebuie să deschidă tu chiton. A, ăsta, bă. Crezi că este o pivniță dintre aia cu Obi? Auzi, nu mai e fata elegantă. Nu mai este ea. Numai un băiat aici și noi. Dar nu, că ea ne-a zis că să ne ascundem. Și de atunci au dispărut. Hai, vrea să ne jucăm de-a vații ascunselea. Yay! Amă, dar ce pivniță au ăștia. Wow! Acesta se plin de bani. Crezi că-i bani? Două. Dacă era cu bani, nu cred că ne lăsăm. Dar ce ascunde acolo, bani sau pizza? Ar fi fain un safe cu pizza, nu? Ar fi fain safe cu, nu pizza, cu mâncare. Un safe cu mâncare, cu dar ce... să fie tot timpul proaspătă. Toate bunătăți, păi, dar safe-ul la ține proaspăt, e safe magic. Practic ăsta e de fapt frigiderul, dacă stai să te gândești bine. Nu, vreau cumva safe, să sună safe, adică mâncarea... Să intre acolo cu totul și să fie pe raftul, un fel de cămară. Nu, ca la magazin, dar mai fain și numai ce-mi place mie. Să așa fi. Vreau. Și tot timpul proaspăt și fain. Da. Și cu plating. Și cu plating. Este bărlogul secret al monstrului. Oh my Ia god. Uite-te. Și săbii, care mi-au? Dar stai că el e pus aici la păstrat. El a păstrat. Da, el stă aici la păstrat. Avem și suc. Hai să ne uităm mai cu atenție. Este suc pe aici? Da, uite suc aici, vezi? Euri. Se danger. Hai să ne uităm mai atent. Dar la ce să ne uităm? Cum e peste tot? Aceste... Pe ce ai apăsat? M-am dus intenționat. Ai căzut jos? Nu, intenționat m-am dus să mă ce acolo. Unde acolo? Unde? Mă primește? Du-te înapoi, nu apară cealaltă. Și unde? Aici. A, apară de asta la alta. Deci am sărit că am vrut să văd ce se află după zid. Și lavă! Am văzut, se afla lavă. Cristina, dacă în fiecare joc nu cheltuie, nu simte bine. Ce? Duceți-vă femeia la mall și nu cumpărați nimic, să vedeți cum face. Urât. Face urât. Ce scu ăștia? Foși copii? Măcar cumpărați o gogoașă. De unde v-ați scus foși copii? Un covrig. I-am văzut, da. Așa. Un covrig de la mall. Un covrig cu Susan. Îți placă ea? Ce bine ar merge acum un covrig cu Susan. Mi-e foarte foame. Ce foarte foame? Da, mi-e foarte foame. Hai să găsim modalitatea să ajungem pe la cealaltă. Ne trebuie o rangă barangă. Avem bâtă. Uite, este un tunel în capăt. Au, ce frumos a pus o iederă. Dacă nu ne zice Tom ce să facem, nu ne descurcăm în viață. Să știi. Tomule,
Tom degețele. Nu știu cum am făcut, dar mi s-a refăcut viața. Am dat bani. Ai dat bani, aia 35. Și acum am 100. Da. Cine oricum, știe, poate mă ajută. Oricum o să fie un boss battle la care trebuie să plătești. Puteți să păstrezi bani atunci, știi? Că tu așa fără. Dar nu, eu mă descurc foarte bine. Look for area for... Hai să găsim arme. Mă duc aici să văd dacă e ceva. Ce avem arme? Pe aici? Vă puteți merge în față. Ce face, ceva, ce face Tom ăsta? Bă, nu-i nici complet. Nu. Haide, ne lasă acum să mergem. Da. Haide, hai să mergem. Bă, ne lași? În toate store-urile astea există câte un stai să vină perete asta... dintre ăsta transparent. Oh, ne-a blocat aici, fac oricum că ne bate cu cineva. Haide, mine. Trebuie să ne luptăm. Poate să ne bate cu scheleți. Oh my God, ce... Cu scheleții? Da. Hai, scoateți-vă buta. Auzi, lasă prima oară pe să meargă primul și după aceea noi venim al doilea. Da? Dar de ce nu facem muncă de echipă? Ca să ne păstrăm tot strecă. Poate mai avem nevoie de el mai încolo. Eu am viață puțină. Am viață multă. Hai că suntem 4 contra 3. Ar trebui să ne... 3 contra 3, că Toki nu joacă. Asta e robot. Păi da, dar ăia sunt 4. 4 scheleți. Da. Hai să vedem. Cine credeți că o să câștige? Mie îmi plac storile, dar dacă n-ar vorbi ăștia atâta de mult, că nu mă interesează. Stai că vreau să-i dau la coastă. Haide, îi dăm la coastă. Bă, Cristina, eu îl bat pe ăsta în dreapta, ăsta în dreapta e... A, că pe la mine o puși mie pata! Bă, poți să-l bat, Cristina! Du-te mă, că ăsta-l bat! Hai să batem pe toți deodată. A, câtă viață mai am... Fii atent că ăsta nu face nimica, hoțu, exact cum am zis eu. Haide, că eu l-am luat din viață. Haide, minimum 10% viața! Ce-am zis? Că tu faci din astea? Bă, dar scheleții ăștia ți-au toată viața. Plătești repede, că dacă puțin toți... Gata, am venit la sfârșit. Mai este cineva? Tu să nu, nu te fugi, nu te bate. Asta să vină pe să-l bată pe fratele nostru. Așa, gata. L-a bătut. Așa. De ce să-mi pierd unui viața? Oh, nu, am reușit. Dar nu mai avem... Cristina, ai observat că în fiecare joc rămânem cam numai noi? Să știi. Gândiți-vă cât de grel le face jocurile dacă te pune să plătești. E mai 14% viață. Dar uneori nu am rămas chiar dacă n-am plătit, pentru că suntem gameri. Am pățit toată, am rămas toată. Haideți că din câte văd eu acolo, se așează un obi. Îmi plac obiurile. Ia să vedem, break the planks. Haide. Dar cu ce? Try hitting them, atâta. Doar să le lovești. Dar cred că... Gata. Am mers. Și acum... Stai să ne zic că avem un obi, nu putem trece pe obi. Ia uite, se pare arată. Că avem un obi. Obi pe lavă, pare simplu, numai că... Ce bea apă când vede lavă? Ți-a fost ție poftă de apă? Sete chiar. Bă, mi se pare mie sau astea se mișcă? Și lava crește? Da, unul se mișcă. Unul se mișcă stânga-dreapta și unul sus-jos, trebuie să avem grijă. Nu știu care să... Deci nu te grăbi, deci... O, stai. Asta e stânga-dreapta, în continuu. Da, deci vii așa, da. Vine după mine. Haideți că stânga mergi. Așa, pe ăsta stai. Și acum urcă-te pe ăsta. Stai pe el. Se urcă. Hai că ce a fost greu, a trecut. Seama, când vine ăsta în față. Da, așteptăm. Eu nu știu de ce, dar am bâta. Așa. Pentru echilibru. Și acum când vine ăsta în față, sar în față. Și acum pe la colțul ăsta pe aici, pe la colț, da? Mm-hmm. Așa pe la colțul ăsta, da? Okay. Și aici pe la colțul ăsta. Dar de ce trebuie neapărat pe la colț aici la sfârșit? Am vrut, am ținut pe colțul ăla, așa să mergem, că mai avem 5 secunde și dacă nu ne prins plătim. Păi nu plătim nimic, că am făcut. Hai, bagă-te cap acolo. Stai, frate. Bagă-ți cap acolo. Așa. Uite cât de viață am eu, de-abia am viață. Ok. Stai că vreau să mă duc sus. Așa. Ce. Bă, poate pauna că suntem descurcăreți. Da. Unde am ajuns? Nu știu, dar ce caută bona noastră acolo? Stai să vedem acum, că da, e fericită. A, e laborator cu facilități. Stai puțin, dar tu ești capul răutăților. Tu ești acolo? Copii, voi sunteți, da, păi da, numai suntem. Numai 2 din 8. Vă cotam peste tot. 2 din 8 mai suntem, Sina. Ea nu vede că nu suntem cu toții. Ce că am mers pe ușa aia mare, că... Ți-am găsit bârlogul ăla înspăimântător, da. Cu monstru, cu tot. Cred că e prietenul tău. Cred că iubitul ei. Dar cum ai ajuns aici, Riley? Cum ai ajuns înaintea noastră aici? Deci, băieți, copiii, voi ați văzut totul, ha? Deci știți adevărata voastră față. Eu v-am zis că e capul răutăților. Bă, eu mai bine nu recunoșteam nici. Riley, mai bine te văd. Cum ai ajuns aici? Mai bine mă prefăceam. Blogul ei secret, care nu trebuia să-l aflăm. Blogul ei de bună. Păi atunci, de ce nu spui cheia la noi în cameră, cheia roz? Că numai că o luăm. Și că trebuie să scape de noi acum. Iar ne dă scheleți, că-ți n-ai el pe tine. Parcă văd. Dar cum pot ăștia să învie scheleții? Îmi pare rău, copii, va trebui să scap de voi. Ce arma asta? Știi, noi am ales să fim copii, dar dacă legeam să fim adulți... Oh, ne dă gaz dintre ăsta! Nu, fără gaz, Cristina. Și nu putem să respirăm. Eu vreau să respir. Ia uite ce se întâmplă.
A trebuie să ajungem pe acolo sus, pe aia repede. Haide. Haide, Cristina, vin, vină cu aceea. Ajunge pe ventilatorul ăla. Acolo? Da. Dar nu ne lasă. Stai că zice asta să mergem noi primul. Stai că ăsta mai are ceva de zis. Păi totdeauna ăsta are ceva de zis. Stai să vedem ce zice. Tu mai ai foarte puțin viață, Felix. 14%, lasă că e bun, dacă mai are zis mult. Chestia este că o să ne dea gaz, dintre să ne vrea să ne intoxifice. Și că nu plecăm fără tine, Tom. Nu plecăm fără tine! Ce vorbești, Tom? Am plecat-o de mult! Și eu la fel. Nu prea cunosc pe Tom, sincer să fiu. Tomule, eu deja eram pe ușă. Cică, promiteți-mi un singur lucru. Că o să-și vă... continuați lupta. Ca să plătiți de viață când... Când o pățiți, vă rog. Să dați tot robul și... Să nu lăsați pe Riley să scape, vă rog. Mai fac jocul ăsta lung și obiuri, doar plătiți. E amuzată faza. Tom! Oh, mai trezești? Mai reziști? Oh! Dacă mă de acolo veriți. Săracu, nu mai rezistat. Hai repede, 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 repede. Ok, deci va trebui să continuăm. You died. Nu poți... You? Da. How? Numai eu am rămas, fraților. Dacă vin și eu. Și că nu știu ce să mă fac fără Tom, că acum nu mai este lângă mine. Apăs pe butonul ăsta roșu. Da, ai mers pe ventilatorul ăsta de sus, nu? Da. Pe ăsta mers, da? Și pe aici, pe unde ai luat-o? Tot în față. Tot în față. Tot în față e chestia asta, așa. Am mers, am căzut aici și mi-a luat viața, you died. Da, nu știu de ce. Probabil te-ai dus lângă Tom, ca să vezi cum e și ai luat puțin gaz. Se autodistruge. Asta zice să apăsăm butoane. Apasă butoane aici cu scrisina, apasă butoane. Oh, perfect, ai deschis ușa. Nu știu pe ce buton am căsat. Nu mai pe așa, cred. Se închide după, poate. Hai să scăpăm. Haide să ieșim de aici. Haide. Hai să scăpăm de bună. Oh, uite-o pe aici, trebuie să ne batem pe ea. Ți-o luat 20% viață și mie m-o luat, ca să intenționat face. Haide, mine. Hai să o batem pe Rileea. Mamă, dacă te-ai crescut, fată, pe cuvântul meu. Ce-ai mâncat, fată? O să explodeze asta. Hai de mine. Trebuie să ne lași, să plecăm de aici. Iar m-am urât. Iarăși te-am urât. Da. Faci așa aleatorul ca să plătesc. Și că îmi pare rău, copii, nu vă pot lăsa să plecați de aici în viață. Ba trebuie. Scoate-ți buta. Mi-am scos-o. Vei plăti pentru ce ai făcut lui Tom. Celălalt 7 frații noștri nu ne pasă. Ok, voi m-ați făcut să fac asta. Oare ce? Bat-o pe Riley. Stai să vedem cum stai, stai că are abilități. Își trimite ostașii ei. Are 3900 de viață. Stai, trebuie să fugi de astea, Cristina. Fugi. Da, fug. Așa, urcă de platformă, urcă de platformă. Hai, dintre aia cu ghie, hai de mine, am fost la fix, frate. Și acum cred că trebuie să o batem. Da? Cam am 30% viață, frate. Ok, ceva să plătești. Bă, dă-i Riley. Și ei viața? Hai că se ia, Clic. Bă, dar dăm de-a clicuri aici. Și eu am doar 30% din viață. Hai să fugi, Cocos Cristina. Platformă. Ok, așa. M-am pus pe o platformă cam departe. Păi da, să mă pun la o... Dar m-am dus la o platformă aia, cea mai aproape, dar m-a trecut de lângă ea. Hai să batem. Dă-i nea. La cot, că acolo doare. Cotul e cel mai dureros. Hai, clic. Băi, știți că nu e așa de rezistentă cum pare. Nu, e doar mare. Îi se duce destul de mult în viață. Deci mergi, e simplu, mergi de ăsta și te duci pe platformă, dar încearcă să nu duci pe cea mai aproape de asta, uite pasta de aici, Așa. Hai că mă descurc cu 30% viață. Dobre, ce 30% aici, cu tot mai mult trebuie. Haide. Gata, repede lângă ea. Nu e greu de bătut roile asta. Da, dar în 5, în 10, în 12 cât era maximul, dacă supravițeau toți. O băteam în 3 secunde. Uite ce-i dăm cu băta. Clic. Hai, puci, Cristina, doar mergi, nu sări. Sau faci cum știi tu. Sar. Gata, m-am dus direct pe platformă. Așa, suntem pe platformă. Mai are aproape jumătate, deci să fim pe fază că o să o distrugem. O, ce roile, de mine. Hai, direct la ea. Așa. De când am părul ăsta roz, așa am un noroc, frate. Am văzut și norocul roz. Deci, serios, îmi merge foarte bine de când am părul roz. De la genunchi! Da, dau cât pot, genunchii, mai rezistență, dau unde pot și eu. Așa. Deci, 1700 pauze, să văd cam cât iau. Haide, până de pe asta. Ok, deci are mai puțin de jumătate acum. Cred că din două ture o să o batem. Da. Hai, pe locuri, fiți gata, direct la Riley, hai. Direct la coate, la genunchi, la tot ce vrei. Dai click, Cristina, dar nu te opri din click. Dai, dau, frate, dau, uite, click. Haia! Cred că mai mult o gândili. Deci cred că trebuie să mai batem de două ori cu ea. De două ori? Da, de două ori. Asta? Așa, asta și încă una. Și încă una, da. Băi, te-ai dus pe o platformă departe. Da, nu contează că până când, deci după ce vine lava, uite, până când apare, eu ajung repede la ea, știi?
Vezi? Da, da, uite, eu deja încep să o gâdelesc. Așa. Gâdelit-o. Mai și mai o dată. Trebuie să facem acum minim de 600. Nu știu asta ca să facem cu o dată. Gata. Ai de mine. Gata. Așa, dacă am făcut 600, acum o să reușim să o batem, știi? Și câtă matematică faci tu în continuu. Da, gata. Acum o reușim să o batem. Noi facem 700, 620 pe atac. Era cât precis să mă duc la. Am văzut. Tipic de tipic. Mă atragea galbenul ăsta auriu așa. De Cristina 2, O batem, o terminăm? O terminăm, Ia să vedem. Dați like, o terminăm în sfârșit, salvăm pe toți copiii. Dar nu cred că îi mai salvăm și pe afară. 60, o futeți un ăsta cu jocul. Ne-au lăsat acolo 60. Cristina, te las pe tine să rezolvi pentru că... Lovitura de grație. Te las lovitura de grație pentru că ea e femeie și bate tu. Hai să te văd. Bătălie între fete. Haide, bate-o. Gata! Nu! Și ea stătea așa, nu se apăra, nu se făcea game. Bine. A crezut. M-ați învins. Că doar dacă e mare nu o să putem bate, dar de fapt ăștia noi mici. Buturuga mică ridică, nu? Îmi pare rău că am făcut asta. Și de tine, Tom. Băi, eu nu te cred. Ai făcut intenționat. Da, e falsă. Am avut încredere în tine și ai încercat să ne faci felul. Bă, am chilărit-o. Cred că meriți să pleci de aici. Nu, cred că meriți să te lăsăm aici, să te închidem aici. O să închidem aici? Știu asta, lăsați-mă aici, ca mâncare pe viață. E tot ce-mi trebuie și televizor semnal bun la net. Merită asta. Merită să trezi. Stai și se uită la Netflix. O salvăm sau o lăsăm aici? O lăsăm aici. Stai, nu vrei să salvăm. O las aici. Bine, hai că o lăsăm aici. Deși a suflet. Păi da, da. Intenționat și a construit un bârlog, adică a fost premeditat. Gata, e rea. A fost premeditat, gata, ce mai? Mi-a intrat emoțiile în mine, gata, m-am răzvânit. Dacă era așa de moment, un instinct ceva, aș fi iertat-o, dar a fost super gândit. Îmi pare rău, Riley, dar la prea mult le-ai făcut felul. Era cam un schelet acolo jos. Da, ați văzut? Nu! Ce se întâmplă cu ea? Păi nu știu, ia foc bârlogul. Ia foc bârlogul. Așa, pentru că dacă o salvăm, cine știe, la un moment dat... Poate iarăși începe să facă rău copiilor. Gata. Bad ending reward. Perfect. Super tare jocul. Rupeți butonul de coco like. Ne-am descurcat super bine, bate palma și ne vedem data viitoare. Pa! Pa, pa.